Bun. Mergem mai departe și în acest video să creăm triangulația, da, în program. Deci noi avem deja prelucrată ridicarea topografică și am redumit-o în ridicare, da? Adică avem exact acele puncte și acele polinii 3D pe care trebuie să le folosim la triangulație. În rest, nu ne interesează, da? Adică am curățat-o de texte, de alte blocuri care nu trebuie să apară în ridicare pentru a crea o suprafață. Și acum mergem să o importăm în Istram, încărcăm DVG și selectăm fișierul. Mergem la linii, da? Deci noi acum din liniile topo, din liniile de AutoCAD, trebuie să le definim aici, da? Să le dăm tipuri de linii. Și eu de obicei le selectez pe toate și le dau tipul 27, da? Adică un tip de linie 27. Și de aici selectez axa, da? Axa îi dau tipul 2 ca să le pot identifica drum tip 1. Și de aici mai trebuie să selectez gardul. Limită. Da? Îi dau tip 3. Și cam astea sunt toate poliniile, tipurile de linii pe care mă interesează pe mine. O să-i dau aplicare, acceptare. Da? Și de aici aș putea să mai salvez acest șablon, dacă să nu dau de fiecare, să nu salvez de fiecare dată valorile astea. Pur și simplu le salvez și eu, data viitoare când o să vreau să încarc, pur și simplu folosesc acest șablon. Bun. Ieșim de aici și noi acum trebuie să ridicăm poliniile la puncte, da? Dacă noi mergem la vizualizare, o să vedem că poliniile nu sunt da? Nu sunt atribuite la puncte, da? Vedem că astea sunt aruncate mai sus, alea sunt mai jos, da? Acum o să mergem să ridicăm. Mergem aici la control suprafețe, ștergem suprafața și în această suprafață, da, deci noi deci putem să definim mai multe suprafețe, deocamdată în suprafața respectivă adăugăm decât simbolul respectiv, da? Și acum zicem tot la cota, da, adică ridică toate poliniile în afara suprafeței, ridică-le la valoarea punctelor. Și dacă mergem la vizualizare, o să vedem că toate punctele acum, toate poliniile sunt ridicate la valoarea punctelor, da? Și vedem aici cum râul merge pe desubt și drumul nostru este pe deasupra. Bun. Acum, ridicarea asta deja, care este bună, o salvăm și zicem aici ridicare. Ok. După care noi trebuie să creăm triangulație, da? După ridicarea asta noastră, noi trebuie să ridicăm o triangulație, adică o suprafață, definim o suprafață existentă a terenului nostru. Și mergem aici la topografie și convertim din EDM în topo. EDM asta este editorul de cartografie, adică unde noi un fel de AutoCAD, da? Și când convertim în topografie, deja noi avem elemente de teren, de topo, de suprafață, da? Le convertim. Aici zicem să șteargă ele. Asta e ceva mai elementar, da? Acum el le-a convertit și de aici noi deja putem să creăm triangulație, da? Aici sunt opțiuni ca să ștergem linii mai mari de 5, hai să zicem, de 20, 30, da? Adică el a creat triangulația așa cu linii mari și după asta i-am zis să le trimeze pe cele mai mari din exterior, da? Ca să nu le mai ștergem manual, nu contează atât de mult. Și acum convertim înapoi în format, da, din topul în EDM. Și tipul ăsta de triangulație, da, aceste linii care sunt aici, care formează triangulația noastră, eu le salvez de obicei în tipul de linii 26. Da? Și acum închidem tipul de linie 0. Pe 26 îl lăsăm și îl salvăm 26. Ok? Și acum pur și simplu combinăm 26, tipul de linie 26 cu ridicare. Și avem triangulația noastră. Da? Asta este triangulația noastră. Bun. Și pe asta deja o salvăm în tot format EDM și zicem triangulație. Deja pe această suprafață noi putem să definim drumul nostru, da? Să creăm un ax, un lung și transversale, da?